Deși lucrurile par destul de clare între Giovanna și Sese, tot mai apar unele întrebări inofensive. Uneori sincer și mă gândesc așa că dacă eu nu eram vocală, oare îți dai seama că îmi place de tine cumva? Bine, mi-eram rușinată așa, ai văzut. Mie mi se pare că ești nehotărât și nu mă interesează dacă ești nehotărât. Eu știu ce pot să ofer, dacă tu nu mă accepti și nu vrei, eu nu o strag de nimeni. Da, dacă... Făceam pe indiferența, pe indiferența așa, oare îți dădeai tu seama, oare? Că mă iubești? Nu știu. Aș fi ipocrit să zic, dar acum numai ca să mă dau coș. Vreau să... Poate și asta mă atrag. Ne-ai zis că de jocul meu. Te-am atras, oricum, așa. Sunt mândru, nu? Frumoasă. Ce ți-o zic? Și mă stau așa și mă uit, mă gândesc. Ia, spune-te. Zi-l bătatul tău aici. Nu știu, că așa totul se întâmplă, parcă la timpul potrivit, că dacă era prea devreme, parcă era prea devreme, dacă era prea târziu, parcă era prea târziu. Adică prea devreme? Adică înainte de emisiune sau ce? Că nu mă interesează ce, dacă nu se putea, cred că întâmpla afară. Adică se întâmpla, dar poate mai târziu, că dacă era predestinat să ne întâlnim, tot ne întâlneam, dar nu se zic, că poate altă fel. Ți-am furat inima. A, deci recunoști că mi-ai furat-o. Nu, tu ar trebui să recunoști. Așa. Sunt plămit. Tu sunt plămit inima, da. Nu. De ce? Totul. Totul, ce înseamnă pentru tine? Ține de tine. Care apare în vis, care mă aștepta. Știa că am să vin, am să... Nu am plănuit. Așa am zis, nu am plănuit. Când te-am văzut, doar am spus că ești al meu. Și au tot continuat îndrăgostiți apropierea cu atingeri și tachinări. Nu s-au putut ține deloc departe unul de altul. Ce spisese? Am râs cu lacrimi. Ai râs cu lacrimi, dar te-ai supărat. Acolo, da. Mai înainte au făcut asta de la televizor. Fix la televizor. Fix la televizor la... Antena 1. Auzi ce treabă. Da. Mai sunt 2 săptămâni. Da. Da. Aveți emoții? Da, că nu se stinge becul. Că nu se stinge becul. Nu așa, pentru momentul ăla. Da, eu am zis. O să mă lase balamale. Trebuie să stau așa. Ești de la vârstă. Păi asta era, de la vârstă, de la ce credeți că ești?
nu da. De la altceva. Voi ați spus, mă rog, cred că sunteți primul cuplu care a spus clar și răspicat că voi vreți să vă căsătoriți, adică na, nu v-ați schimbat? S-a schimbat no. ceva? Nu, no, niciodată. Mm-hmm. Da. Ok, pe 18 va fi căsătoria voastră și a celor care vor mai dori, dar la voi sigur, sigur știm asta de mult. Într-o frumoasă zi de luni, da, deci nu e o greșeală că e luni, așa este, este luni, 18 iulie și după aceea, în calitate de familia Sesterman, încotro. Petrecem de ziua soției mele. Pe 19 este ziua. A doua zi. Înseamnă că rămâneți pe aici. Nu rămâneți în casa Mireasa, nu? Nu. Păi vin după noi. Așa. Ai tăi sau ai tăi? Ai mei. Vin și ai mei. Așa. Păi da, o să vină, dar plecăm la Timișoara. La Timișoara. Numai bine, două luni de Logotnă, mare petrecere. Vă dați seama. Yeah. Da, apropo de familii, să nu uitați de ziua porților deschise între 1 și zilele, da. Zilele, între 1 și 10 iulie, vă așteptăm aici să vorbiți cu oamenii ăștia care se căsătoresc, să-i întrebați, să le dați sfaturi, să le dați binecuvântări și așa mai departe. Că sunt niște momente unice în viață, chiar dacă veniți și pe 18. Nu e un efort atât de mare ca să... Da, doar benzina nu e scumpă. Acum, toate sunt scumpe, ce să facem? Să vină cu trenul. Păi, vine să vină cu trenul, lasă mașina acasă, vine cu... Băi, avem tren, avem gara aici la Buftea, e la o aruncătură de băți. Ce să mai... Cu haltă, frumos, haltă. Dita mai gara, ce să... Vă zic eu că stau la barieră de... Zici că sunt... E mai ceva ca în Gara de Nord. Da. Deci veniți, vorbiți cu ei, dați-le sfaturi, spuneți-le cum să fie, cum să spună. Păi oricum noi facem ce vrem. Păi și atunci de ce să mai vină oamenii, mai Giovanna, mai? Dacă tu faci... Păi nu vă văd în fiecare zi la televizor, bașca se mai duce pe Antena Play. Dar cineva cum, ce costum sunt eu? Păi poate să-mi sfat sora ta, de exemplu. Nu, ea nu. Poate mama, materialul. Că lucrând în... A, ok. Păi să vină mama să-ți dea un sfat. Ce cravată să-ți pui? Cum să te tunzi? Dacă am supărat, oare? Cum să te tunzi? Cum să mă tund? Da. Nu intrați în asta. Ce pantofi să porți? Ce șosete? Știu deja eu. Vă știți tot. Vă nu mai trebuie nimic. Italienesc. Da. Șosetele n-ați văzut unde? Da, ce să zic? Aroganți oamenii ăștia nu vor să învețe nimic. De la părinți. Bun.